De ce boală suferea bunica lui Mario, femeia care l-a ucis pe copilul de 5 ani în Anglia? Băiatul familiei de români a fost găsit mort. O mare tragedie a avut loc pentru o familie de români din Anglia. David Mario, un copil de 5 ani, a fost găsit mort în propria casă, după ce a fost lăsat în grija bunicii sale. Se pare că femeia suferea de o boală gravă. Băiețelul a murit pe loc. Familia micuțului e devastată de veste. David Mario, un băiat de 5 ani, ai unei familii de români din Anglia. A fost găsit fără viață în urmă cu o zi în apartamentul unde acesta locuia alături de părinții săi. Acesta a fost omorât de ziua lui de naștere. Băiațelul fusese lăsat în grija bunicii sale, asta în timp ce mama și tatăl lui au plecat la muncă. Având foarte mare încredere în femeie, aceștia au plecat liniștiți spre serviciu, dar când s-au întors acasă au avut un șoc. De ce boală suferea bunica lui Mario, băiatul ucis către aceasta în Anglia? Micuțul avea doar 5 ani. Copilul a fost găsit cu o rană produsă prin înjunghere, iar principalul suspect în ceea ce privește crima odioasă e chiar bunica sa. Se crede că aceasta ar fi fost bolnavă mentală și ar fi recurs la gestul necugetat imediat după ce părinții copilului au plecat la muncă. La fața locului a ajuns un echipaj de salvare după ce mai întâi s-au prezentat polițiștii. Au început manevrele de resuscitare la fața locului, însă pentru copilul de 5 ani nu s-a mai putut face nimic. Mario a murit în brațele medicilor de la ambulanță în timp ce aceștia se luptau să-l salveze. Bunica copilului a fost imediat reținută de către oamenii legii, fiind principala suspectă a morții băiatului. Ea a fost arestată și urmează să fie audiată în acest caz. Vecinii și apropiații acesteia spun că era o femeie foarte liniștită și nu a dat niciodată semne că ar avea probleme mintale. Unul dintre vecini mai spune că a auzit zgomote și țipete înainte ca poliția să ajungă la domiciliu. Familia lui Mario se pregătește acum de înmormântare. În timp ce bunica lui David Mario e reținută de către oamenii legii, mama și tatăl copilului se pregătesc pentru ce e mai greu, momentul înmormântării. Părinții micuțului sunt devastați și nu le vine să creadă tragedia prin care trec. Zâmbea mereu de când se trezea și până când se culca. Avea atât de multă energie. Îi plăcea să danseze și să cânte. El este toată inima noastră, toată dragostea noastră și este totul pentru noi doi, au mărturisit părinții lui Mario. Toată comunitatea e șocată de ceea ce s-a întâmplat, iar micuțul Mario e plâns pe rețelele de socializare. Copilul era foarte isteț, cu minte și zâmbea mereu, însă nimeni nu înțelege de ce bunica ar fi făcut gestul șocant. Citește și: Doi frați și-au ucis tatăl Vitrec, după ce bărbatul ar fi agresat-o pe sora lor, în Texas. Tinerii sunt cercetați pentru crimă.